începe, da? Ar fi cazul. Domnilor consilieri, domnule primar, doamna Hișam, în calitate de reprezentant al prefectului. Și domnilor invitați, potrivit dispozițiilor articolului 30 alineatul 1 din legea administrației publice locale, considerarea Consiliului Local se face în termen de 20 de zile de la data desfășurării alegerilor, după îndeplinirea prevederilor articolului 47 din legea 334/2006, rectificată, completată și modificată. Convocarea o face domnul prefect prin ordine. Avem aici și ordinul domnului prefect. Așa. În aplicarea prevederilor arătate, s-a emis ordinul prefectului 146 din 21 iunie, care a convocat pentru astăzi 25 iunie Consiliul Local ales la 5 iunie 2016, în ședința de constituire. Aș vrea să fac prezența. Augustu Dorel. Prezent. Boacă Francis. Prezent. Boacă Leonard. Prezent. Butucaru Sorin. Prezent. Florin Costică. Prezent. Gabor Marius Ecea. Prezent. Ionel Dumitru. Prezent. Ionel Gheorghe. Prezent. Neniu Constantin. Osul și Ioan. Prezent. Petrișor Claudiu. Prezent. Undoiu Damian. Prezent. Ungureanu Vasile. Prezent. Vocaru Bogdan. Prezent. Vântura Romina. Prezent. Mulțumesc. Deci. Domnul secretar, dacă îmi permite, consilierul judecat Consiliul Local, Uzus, a fost invitat, a invitat, a fost invitat la această ședință? Prin sarcinile de serviciu, ar fi trebuit să fie aici. Eu am discutat și am zis, vine să mă ajute. Nu vreau să comentez mai mult de asta. Nu, dar am înțeles, mă gândeam că la varianta ta putea fi invitat. S-a reușit o invitație. Mulțumesc. Dacă Consiliul Local îi face invitație, mă rog, mai este răsens să nu mai... Bun. În conformitate cu prevederile articolului 31 alineatul 1, lucrările ședinței de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă dintre consilieri și asistat de cei mai tineri. Din documentele de alegeri rezultă că cel mai în vârstă este domnul Ionel Gheorghe, prezent aici în mine, și cei mai tineri, Petrișor Claudiu și Văcaru Bogdan. La ședință au fost invitați să participe și conducătorii instituțiilor din localitate, preoți, oameni de afaceri, mă rog, unii și-au motivat lipsa, alții sunt prezenți aici, vă mulțumesc. Sunteți de acord cu participarea invitațiilor, da? Da, da. Așa. Înainte de a intra în ordinea de zi, propun să vă organizați în grupuri de consilieri. Potrivit legii 339 privind statutul consiliilor locali, articolul 24, alineatul 1, 2, 3, consilierii se pot constitui în grupuri, în funcție de partide sau alianțe politice, pe ale căror liste au fost aleși, dacă sunt în număr de cel puțin 3. Grupurile de consilieri sunt conduși de un lider, ales prin vot deschis al majorității grupului. Deci, dacă v-ați gândit, dacă e cazul, în funcție de numărul de consilieri pe care fiecare partid PSD-ul se mai aliază cu cineva în sensul grupurilor de, sau PNL-ul, ca să notăm, dacă e cazul, dacă considerați. Nu v-ați gândit la... Oricum trebuie minim 3 din Peteșteu. Da. Ce da. Sunt noi suntem de la 10, sunt 2 trebuie să... Prin lege trebuie să... De fapt, PSR-ul sunt 3 da. Și PSD-ul. Care sunt așa? Da. Deocamdată. Deci cred că suntem 2 și trebuie să avem minim 3. Dacă îmi dorești, nu-i pregătură. Nu. Atunci rămâne așa. Nici problemă. Aici spune se pot. Da. La ordinea de zi, așa cum ați primit și invitația, avem următoarele puncte. Alegerea Comisiei de Validare, validarea mandatelor consiliilor local declarați aleși, depunerea jurământului de către consilieri,
legea preșnicului de ședință, prezentarea alegerii primarului, validării alegerii primarului, depunerea jurământului de către primar, alegerea viceprimarului și constituirea comisiilor de specialitate. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Votează doar consilier. Atunci să trecem la legea comisiei de validare. Potrivit articolul 39 alineatul 2 din legea administrației publice locale, Consiliul Local aleg prin vot deschis dintre membrii lor, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de validare alcătuită din 3-5 consilieri. În mandatele trecute am avut 5. Dacă sunteți de acord cu numărul de 5. Vă rog să faceți propuneri pentru cei 5. Eu aș avea 5 propuneri, pot să fac toate 5. Da. Faceți. Nu e nicio problemă. Deci, domnul Ionel, ziceți. Eu propun așa. Petrișor Claudiu, Floroiu Constantin, da? Nelu Constantin, Boacă Leonard și Subțeanu. Toate partidele participă în comisia de validare. Comisia de validare, vă mai spune domnul secretar ce sarcini are, dar stabilește... Va fi în regulament pe care o să vi-l prezint și o să-l aprobăm ședința următoare. Deci, sunteți de acord cu numărul de 5. Dacă sunteți de acord, componența propusă. Cine este pentru? Am să vă rog să desemnați dintre dumneavoastră cei propuși, un președinte și un secretar. Deci, nu avem și de ședință. Nu, nu. Între cei aleși din comisie, domnul Floruiu, Nen, Boacă, Leonard, Petrișor. Ai o problemă cu domnul inginer Ionel. Nu ești în comisia de validare. Bun, cine este pentru domnul Ionel? Votează cei 5. Și pentru domnul Floroiu? Hai, cei 5 nominalizați, ce e așa greu? Domnul Ionel. Sunteți de acord cu cine, președinte? Domnul Ionel. Bun. Eu nu votez pentru că... Dar nu, domnul, nu mă bag. Domnul Floroiu, cu cine, pentru cine sunteți ca președinte? Și domnul Floriu secretar. Așa. Scrie procesul. Ce să facem? Nu e nicio problemă. Secretar, dacă e domnul general, sunt posibil de la procesul. Trebuie redactat în procesul verbal. Trebuie să mă gândiți și la varianta asta. Vreți să te domnul Petrișor. Supun la vot pentru funcția de președinte a domnului Ionel. Din cei 5 nominalizați, cine e de acord? 1, 2, 3, suficient. Pentru funcția de secretar s-a propus domnul Floroiu. Cine e de acord? Domnul Petrișor. Bun. Domnul Petrișor atunci. Cine e pentru domnul Petrișor? Bun. N-am schimbat. Așa se face. Petrișor Claudiu, secretar de comisie. Vreau să fim toți patru. Dacă o majoritate. Doamne. Da?
A, deci nu e la legea. Problema. Acum, având în vedere că domnul Goda Gheorghe, care a fost ales primar al localității și funcția de consilier local, are și funcția de consilier local, și ținând cont de dispoziția articolului 9, aliniatul 2, litera B din legea 390/2004, care prevede că funcția de consilier este incompatibilă cu funcția de primar, îl consult pe domnul Bodea, la care din cele două funcții renunță. Domnul Bodea, la care renunțați? Consilier. Renunțați la cea de consilier, da. Mi-ați dat și demisia dumneavoastră din funcția de consilier. Deci am să rog comisia de validare să aibă în vedere faptul că domnul Bodea a optat pentru funcția de primar. Locul acestuia fiind ocupat în consiliul nostru de domnul Gabor Marius. Super. Da, care este pe locul 7 pe lista de candidați, fapt întărit și adresa, e în adresa 731 a Organizației Județene PSD. Am să rog comisia să se retragă și să întocmească procesul verbal de constatare a legalității alegerii tuturor consilierilor. Vom lua o scurtă pauză. Și am să scot procesul. Am să se rog. Și aici am să... Nu, dar nu am aici. Nu, dar nu am aici. Nu, dar nu am aici. În urma analizării dosarelor și a proceselor verbale înaintate de Comisia Electorală de Circumscripție, a constatat, pentru alegerea celor 15 consilieri s-au depus un număr de 6 candidaturi de partide și 2 candidaturi independente. UNEPR, PNL, ALDE, PSD, PMP, PSRO, Oprea Gheorghe și Triculescu Maria Independenți. Toate candidaturile au fost depuse și înregistrate în termenul și cu respectarea condițiilor prevăzute de lege. De asemenea, operațiunile pregătitoare în modul de desfășurare a legilor s-au realizat cu respectarea dispozițiilor legale, neexistând indicii de fraudă electorală. Numărul total al alegătorilor înscriși pe liste 7.811. Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la vot 5.386. Numărul total de voturi valabile exprimate 3.283. Care au fost repartizate astfel. UNEPR 135, PNL 350, ALDE 99, PSD 1052, PMP 323, PSRO 636, domnul Oprea 403, Teculescu Maria 137. Numărul de voturi nule 303. 403 nu are, domnul. N-are cum să... Cred că... M10. 103. Da, nimic. Nu, da. Eu greșeam de 111 a. 111, țin aminte din tipate. Da, așa am zis. Nu-i nimic. Ținem cont și le facem. Astfel au fost, ținând cont și de pragul electoral, de coeficientul electoral, Comisia Electorală de Circumscripție a declarat aleși următorii. Apostul Dorel, Boacă Francis, Boacă Leonard, Podea Gheorghe, Bogdănescu Dorcu, deci asta a fost în prima fază, ca să înțelegeți. Butucaru Sorin, Florul Păstică, Ghinez Dumitru, Ionel Gheorghe, Ion Mariana, Neniu Constantin, Osolo și Ion Petrișor, Claudiu Prunduiu Damian, Vândură Romică. Având în vedere că domnul Bode a fost ales primar și a renunțat la funcția de consilier local, Comisia de Validare propune validarea mandatului domnului Gabor Marius, supleant pe lista PSD. Ținând cont de adeverințe liberate de organizațiile județene ale partidului M10, în locul doamnei Ion Mariana se validează domnul Văcaru Bogdan, iar din partea Partidului Social Românesc, în locul domnului Bogdănescu Doru, se validează domnul Ungureanu Vasile. Având în vedere că alegerile s-au desfășurat în mod legal, nu s-au constatat alte cazuri de incompatibilitate și sunt îndeplinite prevederile articolului 47 din legea 334/2006, Comisia propune validarea mandatelor consilierilor aleși cu modificările de mai sus, pentru care semnează Comisia. Și rămâne să modificăm cifra de la domnul Oprea. Nu știu ce prezice așa tine. Am zis că nu e nimic locul. Nu fost etapea și... Noi.
la punctul 2, deci validarea mandatelor consilierilor declarați aleși la alegerile din 5 iunie. Procesul verbal al comisiei de validare. Trecem la depunerea. Nu, trecem la validarea. Se validează, deci imediat. Da, da. Și ținem cont de cele prezentate. Demisia domnului Boler în funcție de consilier și cei doi supleanți care au venit în urma eliberării devențelor de către Partidul M10 și Partidul Social Românesc. Se vor valida în consecință. Se va proceda la supunerea la vot a fiecărui consilier în parte, a cărui validare se propune de către Comisia de Validare. Votează numai consilierii și nu votează consilierul, a cărui validare se supune la vot. Și luăm în ordine alfabetică. Așa e și așa. Se supune la vot. Deci fiecare consilier va primi votul a celor la 14. Așa. El însuși nu se poate. Dar timp pe fiecare, așteptăm să vedem câte voturi primesc. Da. Fiecare din candidați și după aceea îi consemnăm procesul. Deci începem în ordine alfabetică. Da. Apostul Dorea. Nu? Așa. Apostul Dorea. Deci supun la vot validarea mandatului domnului și sunt de acord. Numai el nu poate vota. Deci 14 de ce? Boacă Francis. Sunteți de acord să validăm mandatul domnului Boacă Francis? Se abține cineva? Cine nu am văzut? Nu este. 14 de ce? Boacă Leonard. Sunteți de acord să validăm mandatul domnului Boacă Leonard? 14 de ce? Butucaru Sorin, sunteți de acord să validăm mandat? 14 voturi. Floroiu Costică, sunteți de acord să validăm? 14 voturi. Gabor Marius Tricea, sunteți de acord să validăm mandat? De acord. Ghineț Dumitru, sunteți de acord să validăm mandat? Ionel Biu, subsemnat. Deci, 14. Neliu Constantin, sunteți de acord să validez mandat? Osu Roșiu, sunteți de acord să validez mandat? Petrișor Claudiu, sunteți de acord? Prundoiu Daniel, sunteți de acord? Ungureanu Vasile, sunteți de acord? Băcaru Bogdan, sunteți de acord? Și la punctul 15, Vântură Romică. Toată lumea de acord, 14 voturi. Să vă le dau mandate. Da. Am adoptat prima hotărâre. Prima hotărâre. Deci, având în vedere că s-a adoptat și hotărârea prin validarea mandatelor, urmează depunerea jurământului. Potrivit articolul 32 din legea administrației publice locale, consilierii aleși trebuie să depună jurământul. Procedura va fi următoarea. Se citește jurământul, în timpul acesta asistența este rugată să se ridice în picioare. După citirea textului jurământului de către subsemnatul, fiecare consilier validat se va prezenta în ordine alfabetică să semneze. Consilierul va pune mâna stângă, atât pe Constituție cât și pe Biblie, vedem aici, după care, sigur, va pronunța cuvântul jur, după care va semna jurământul.
se semnează în două exemplare, unul se păstrează la dosarul de validare, al doilea se semnează consilierului. Totodată vor fi înmânate și certificatele de veritoare. Deci... Vă rog. Deci subsemnatul, fiecare consilier în cadrul Consiliului Local Uituș, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 7 din legea 393/2004 privind statutul aleșilor locali, modificate și completate, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Uituș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul apostol, veniți. Da.
putea cam de mult. Câte Dar nu e o problemă. Da. Vă președinte? Da.
Fiind depuse jurămintele și validate mandatele celor 15 consilieri, Consiliul Local este legal constituit și a adoptat astfel o a treia hotărâre. Prin validarea mandatului și depunerea jurământului de către cei 15 consilieri, am să vă rog să, sau permiteți să vă adresez o activitate rodnică în slujba locuitorilor localității noastre pe întregul mandat, care au avut încredere și v-au investit. Și colaborarea să fie cât mai bună. Trecem la punctul 4. Alegerea președintelui de ședință. În conformitate cu prevederile articolului 35 alineatul 1 din Legea Administrației Publice Locale, Consiliul Local constituit alege prin vot deschis al majorității consilierilor în funcție pe o durată de cel mult 3 luni un președinte. Dacă doriți să faceți propuneri. Un cuvânt așa de introducere vreau să fac eu. Odată terminată procedura de constituire a Consiliului Local, misiunea noastră se încheie, a mea și a celor doi tineri care urmează prima ședință a Consiliului Local nou constituit, care începe cu alegerea președintelui de ședință, care poate fi ales pentru o lună sau pentru trei luni, de aici înainte. Trei luni pot fi mai multe ședințe într-o lună, nu e obligatoriu una singură. Pot fi și ședințe extraordinare, depinde după caz și după cum este. Nu vreau să vă plictisesc, că mulți dintre dumneavoastră știți, dar sunt și bine și aș dori să fie bine informat de ce este de făcut în continuare. Deci... Păi, să vedem, președinte de ședință. Propunere, domnul... Propunere, domnule Rea. A fost primit să rămână de președinte de ședință. Ca să nu apoi. Mai sunt și alte propuneri? Supun la vot propunerea făcută. Cine este pentru? Da, mulțumesc. Da, invit președintele să se preia conducerea. Mă rog. Da, vă dau. Vă mulțumesc pentru alegeri. M-am spus să rămân în continuare de pe scapă. Să mulțumesc. Și o alegere. Da. Trei luni? Da. Așa. Trei luni. Păi facem o treia luni. Căutați să conducem ședința ca să se desfășoare în condiții bune și în condițiile legii. Punctul care urmează este validarea primarului ales. Țin să prezint în calitate de reprezentant al prefectului județul Bacău, hotărârea judecătorească, respectiv sentința civilă, numărul 1668 din ședința din data de 24.06.2016, pronunțată de judecătoria Onești din județul Bacău, în dosarul numărul 3412/270 din 2016. În baza articolului 58 alineatul 1 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215 din 2001 republicată, modificările și completarele ulterioare, instanța hotărăște. Admite propunerea biroului electoral al circumscripției electorale numărul 58 al Comunei Uitun, județul Bacău. Validează alegerea domnului Bodea Gheorghe în funcția de primar al Comunei Uitun, județul Bacău, definitivă, dată în Camera de Consiliu și pronunțată în ședința publică, azi data de 24.06.2016. Îl felicit pe domnul primar ales și doresc mult succes în noul său mandat și putere de muncă în continuare. Îl invităm pentru punerea jurământului. Domnul Bodea, dar ce pe personal, Josea?
aceeași procedură m-ar face și persoana cheltuie. Subsemnatul Bodea Gheorghe, primar al Comunei Oitu, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolul numărul 7 din legea 393 din 2004, privind statutul aleșilor locali, nemodificată și completată de până în fața Consiliului Local, următorul jurământ. Jur pe să respect Constituția, legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Oituz, așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur. Acum urmează predarea ansemnului care o vom identifica. Nu este aici. E cutia mare la mine care mi-a dat-o aia cu vot. Dacă rugați pe cineva? Nu? Vedeți pe asta personal? Cutia care am adus-o eu este pentru că mai delicată. Susi în cutie pus. Nu mai nimic. A rămas ta. Nu. Jurământul este valabil. Predarea semnului după învestirea oficială. Învestirea oficială are loc după depunerea jurământului. Se rezolvă. Nu. Nu ne să mulțumesc. Să dar și urmează să primim și eșarfa. Poate să permiteți să luăm câteva cuvinte. Da. O secundă să trec eu dincolo ca să vă iau din față. Așa. Ce ați spus? Așteptați un pic, așa. Ține mult. Da. În aceste momente știți că oricât apar emoțiile, bâlbienile, dacă par să le scuzați. Ce pot să spun? Că mulțumesc reprezentanților prefecturii, invitaților și cetățenilor comunei care m-au ales și care nu m-au ales. Și sperăm ca cu toții să luptăm și să muncim în folosul lor, a întregii comunități, să nu uităm că toate satele sunt ale Comunei Oitus și să fie toate tratate ca atare și eu sper să nu dezamăgesc și să mă țin de cuvânt să pot să realizez toate promisiunile făcute în campanie. Eu vă doresc succes în muncă și sper să avem un consiliu în care să ne înțelegem și să ducem la prosperitatea comunei. Vă mulțumesc! Alegerea viceprimar. În conformitate cu prevederea articolului 57 aliniatul 3 din legea 215/2001, legea administrației publice locale, republicată și completată și modificată, privind administrația publică, alegerea viceprimarului se face cu votul majorității consilierilor locali în funcție. Iar
articolul 57 aliniatul 1 din aceeași lege stabilește numărul viceprimarului pentru comune, orașe și orașe de asemenea de județ. Pentru comuna Oitud, un viceprimar. Pentru municipiul de asemenea de județ, doi viceprimari. Așa scrie acolo. Viceprimarul se alege prin vot secret, indirect, pe bază de buletin de vot. Buletinul de vot îl prezentăm, trebuie arătat de un consilier, o să primească fiecare un buletin de vot. Continuăm procedura. Propunerea dumneavoastră vor fi înscrise în buletinul de vot, după care fiecare își va exercita votul prin înscrierea semnului X în interiorul patrulaterului din dreptul candidatului preferat. Deci, să zicem că ai preferat, aici nu știți niciun candidat. Să zicem că preferăm candidatul numărul 2, facem aici la opțiune, facem un X, suntem candidatul numărul 1. Nu alte semne, nu alte discuții, se anulează votul. Deci comisia de validare va avea în vedere acest lucru. După exprimarea votului prin buletin, se împăturește să-i introduce în urnă. Va fi ales ca viceprimar consilierul care a obținut votul majorității. Deci, 8 voturi avem nevoie pentru viceprimar. În situația în care nu se întâlnește, se repetă scrutinul. Da? O să trecem la procedură. Facem propunere. După ce ne scriu, că pe urmă. Facem propunere. Dar ce ne face prima propunere? Domnul președinte, ai făcut la președinte, domnul apostol? Da. Am să vă rog pentru câteva ședințe, da. Chiar dacă dumneavoastră mă cunoașteți mai bine eu, mai puțin, așa, să vă prezentați numele, da? Ca să poți... Domnul președinte, am Vasile Ungureanu Vasile. Deci, domnul Ungureanu, așa, scurt, încerc. Da. Propune-te domnul? Apostol Dorel. Domnul. O primă propunere din partea PSD. Așa, din partea PSD, da. Care e o propunere? A, domnul Ionel. Buducaru Sorin. Din partea Partidul Social Democrat. PSD. Alte propuneri? Dacă nu, trecem la completarea buletinului de vot. În ordinea în care fost propunerea. Trebuie să avem un pic de răbdare să completăm toate cele 15 buletini. Fiecare consilier primește un buletin să duce votează. Înțelegeți acolo și vine și depunem. Avem aici o camera de lucru. Da. Camera de lucru. Da, plătim, am intrat în urmă, ce mă Nu am participat. Fiecare vine în ordinea în care și buletinul merge, botează, vine și pune buletinul de vot în urmă. Ca să nu facem. Da. Hai, nu contează. Primul, al doilea. Nu, luați-l. Așteptați să-mi facă colegul, nu mergeți 2-3 acolo. Primul buletin introdus? E al doilea. Ia să-i fie plăcut. Da.
Domnul Apostol. Apostol. Așteptați. Da. De ce am mai problemă? Păi de...
Domnul apostol. Domnul apostol. Domnul Bucaro. Carlos Sorina, întrunit cele mai multe voturi și se declară ales viceprimar al Comunei Uituz și îi urez succes. Mulțumesc pentru că a acordat consiliul local și nu în ultimul rând și cetățenilor Comunei Uituz s-a ales un nou primar. Mulțumesc. Și ultimul punct al ordine de zi, organizarea comisiilor. Dar, înainte de... invităm pe cei care sunt în afara consiliului local, invitați-vă noștri de la ședință, poate doresc să ne spună câte ceva. Și... că nu-i mai ține mai sub comisie, îi hâna mă. La acolo, la vrea micul. La comisie mai dure. La comisie mai dure. Dar după schimba. Nu-i bătută pe mine. Invităm la acum domnul director. Aici, așa. Morar Constantin, director la numărul 1 aici. Dumneavoastră vă cunoașteți, o parte de dumneavoastră vă cunoști eu, domnule primar. Domnule director, domnule primar, domnule președinte de comisie, domnule reprezentant, domnule secretar, domnule viceprimar, domnule consilier. Am fost invitat și am găsit de cuvință să vă acord respectul, să participați la ședința dumneavoastră în investitură. Vă felicit că ați fost investiți în slujba cetățenilor din Comuna Uituz. Eu îmi desfășor activitate alături de doamna director în slujba cetățenilor din Comuna Uituz, la cele două, la școala numărul 1, doamna la școala numărul 2. Fiecare dintre noi servim într-un fel sau altul cetățenii Comunei Uituz. Ce vreau să vă urez? Să aveți putere de muncă. Ceea ce ați promis în campania electorală să materializați. Îmi doresc să am sprijinul dumneavoastră și având în vedere că astăzi e emoția de investitură, am și eu oarece emoții. Pe domnul primar îl cunosc ca o persoană cu simțul umorului foarte dezvoltat și ceea ce voi spune în continuare aș dori să nu fie interpretat ca o obrăznicie din partea mea. Apreciez faptul că nu stă în fruntea mesii și că stă între consilieri, presupun că o să fie și de aici încolo în mijlocul cetățenilor, prin gestul dumnealui. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun și iarăși insist, să nu fie interpretat ca o brăznicie, aș dori ca școlile din Comuna Uituz să nu mai fie pe ultimul loc.
Motivez pentru un singur exemplu. Faptul că la orice depunere de coroane de flori, școlile erau ultimele. Și chiar dacă n-au fost tratate pe ultimul loc, dar trebuie un alt loc să aibă să fie în ochii dumneavoastră, că Comuna Oitu se dezvoltă cu cei care astăzi sunt copii. Și viitorul Comunei Oitu sunt copii. Și pensiile ne vor plăti copiii. Comuna Oitu prin alte localități. Și dacă noi pe ei îi facem oameni în școală, când final asta ne dorim, numai care au profesioniști și prinzi, îi facem oameni, probabil ne vom putea baza pe rezultatele muncii noastre. Cu sprijinul dumneavoastră, presupun că școlile din Comuna Oitu o să arate mult mai bine și o să mergem mai departe ceea ce s-a făcut până acum și o să facă mai departe. Vă mulțumesc! Doamna director, poate vreți să ne spunem două ori. Mulțumesc tare mult pentru invitație. Am să completez pe scurt cuvintele colegului meu, domnului de la școală gimnazială la Mamu. Vă felicit de dumneavoastră, domnul consilier, domnul viceprimar. Vă doresc multă putere, înțelepciune, să luați deciziile cele mai bine atunci când aveți nevoie. Putere de muncă, sănătate și, așa cum spunea și domnul director, să fiți alături de noi, pentru că și noi suntem alături de dumneavoastră și cred eu că dedicăm cel mai bun preț al comunității Oituz și al viitorului de mâine copiii. Așa cum pentru noi, pe loc, primul loc, sunt copiii, sperăm că și pentru dumneavoastră, pe primul loc, vor fi cetățenii acestei comune, pentru că este o comună deosebită, cu oameni deosebiți, și care au dovedit că sunt deschiși, sunt oameni deosebiți în anumite momente ale istoriei și cred eu că așa cum spunea și domnul director, vor realiza lucruri frumoase prin dumneavoastră pe care v-au investit acel vot de încredere acum două săptămâni. Mulțumesc pentru atenție, vă doresc încă o dată multă putere de lume și domnul reprezentant al autorităților județene, domnule primar, domnule viceprimar, domnul și domnule director, dragi consilieri, părinților, am bucuria și onoarea de a fi în mijlocul celor pe care oituzenii i-au desemnat ca conducători într-un mandat de 4 ani. Într-un an deosebit, zic eu, într-un an în care se împlinesc 100 de ani de la jertfa celor care au hotărât că hotarele României trebuie să treacă dincolo de Baia Sărată. Și eu, ca și dumneavoastră, suntem chemați ca împreună să ducem gloria Oituzului dincolo de granițele acestei cetăți. Cuvântul domnului primar a fost unul scurt, dar deosebit din punctul meu de vedere, în sensul că nu s-a referit la Oituz doar ca sat Oituz, ci s-a referit la toate satele care compun această vorbea Oituzului. Și ne bucurăm că a venit un suflu nou în mijlocul celor care luptă pentru binele acestei comunități. Sperăm ca spiritul lor tânăr să se întâlnească cu înțelepciune, experiența de viață, puterea celor mai în vârstă, ca împreună, dându-și concursul alături de domnul primar, într-o sănătate, într-o putere de muncă, să poată împlini ceea ce au spus în campania electorală și să se audă de Oituz, de fapte bune, așa cum se aud de toți eroii care s-au jertit pe aceste meleaguri. Mulțumesc mult pentru onoarea de a fi în mijlocul dumneavoastră la acest moment deosebit și sperăm că va fi o colaborare bună, va continua colaborarea pe care ați avut-o cu creștinii de pe zonă și nu numai, și cu instituțiile care, eu știu, au în ocrotire pe frații din zonă. Mulțumesc foarte mult! Nu ne s-a întâmplat. Da, ce așa.
Dacă doriți să spuneți. Din partea la Gen 10. Am venit să văd tineri, primii tineri consilieri Gen 10. Eu am venit, dar doriți să vă spun. Vă mulțumim mult. Trecem la ultimul punct al ordinii de zi, alegerea comisiei. Din punctul 8. Ca să fim operativi. Ne puteți permite să ne retragem. Noi dar cum doriți dumneavoastră? Ne pregătim pentru examenul de capacitate și avem de făcut niște chestiuni administrative, avem controle. Vă mulțumim de participare. Vă mulțumim de participare. Mare de parohia preos și parohia pe aia lăsată, dar mai sunt în parohia religioasă, nu este, dar e parohia catolică, nu este aici, dar are cum asta fie profetul. Ia, vreți participe și în conformitate cu articolul 54, aliniatul 1 și 2 din legea administrației publice locale 215, după considerarea Consiliului Local și organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate, pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii bancari. Propun ca numărul comisiilor de specialitate pe domenii să fie 3. Am încercat și cu 5 comisii, și la funcții publice, comerț, procurire și agrement. Asta îi ziceam noi Comisia de Agricultură. Dar are și activități legate de dezvoltarea agriculturii. Nu zicem altceva comună, că dezvoltare. Comisia 3-a este Comisia pentru Activități Științifice, Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport, Culte și Protecție Socială. Astea sunt cele 3 comisii. Dacă sunt obiecțiuni asupra denumirii sau, știu eu, modificări de activitate în domeniul comisiilor respective, le ascultăm, le analizăm, le votăm aici pe loc. Dacă nu sunt, eu le supun la vot așa cum le-am citit de aici din material. Cine este pentru? Mulțumesc, toată lumea a fost de acord. Acum, în continuare, trebuie să repartizăm domnii consilieri pe aceste comisii. Noi am avut o propunere. Dar să știți că nu e bătut în cuie, dacă cineva vrea să treacă dintr-o comisie în alta, putem face. Da, domnul președinte. Domnul președinte, ca să nu iasă discuții la... Nu vreau să iasă, nu vreau să iasă. Și mă rog, că va ieși de acum. Problem, deci trebuie să ne citiți ca să ne punem în ordinea configurației care nu e. Deci locul 1, locul 2, locul 3, iar locul 4 va fi traiul de sos dintre PNB și PNL. Dar cum să... De exemplu, cei mai mulți consilieri are PSD-ul, da? Au prioritate. Au prioritate. După aia am întrebat și depunem noi. Noi am spus așa. Calificarea profesională a fiecare persoană. Funcția deci aici nu vorbim de partid, vorbim de niște comisii, da, de lucru, care un rol important are pregătirea profesională a dumneavoastră, a fiecăruia. Deci abilitatea de a face parte din această comisie. Dați în primul să vedeți că vă... Da, mă retrag, continuați. Nu, e nicio problemă. Orice sugestie este trebuie luată în seamă. Indiferent dacă vine din interiorul Consiliului de Cine, unde v-am și la taia. Eu vă fac niște propuneri. N-am zis că trebuie să începem comisia. Am zis așa, dacă PSD-ul a avut 6 voturi, începem cu câte 2 membri în fiecare din cele 3 comisii. Câte 2 membri. Dacă sunteți de acord cu ce am zis noi, noi zicem da. Și am zis așa, la prima comisie, care o botezăm pe scurt economică, nu mai citesc toată denumirea asta. Comisia economică. Din partea PSD-ului face parte viceprimarul Ares Buducaru Sorin și subsemnatul, care nu mai fost în comisia asta economică și mai știu despre ce e vorba acolo, la buget, finanțe, că toată problema e cu bugetul. Cu cheltuielile. Și o să vedeți toate comisiile să treacă pe aici, să vedem dacă pentru propunerea lor o să aibă bani. Dacă nu, nu. N-avem ce nu faci. Nu e. Din celelalte partide, din partea Partidului Liberal, Boacă Francis. Da, s-o bine. Deci am vorbit. Un om ori? Da, poftiți. PSD-ul. PSD-ul, o formație. Da. A fost o dorea lui economic. Aveți să vă cu trei. Iar a treia formație, este M10. Care de să-și delege. Da, și am avut aici în Comisia Economică din partea, am propus noi, din partea M10 și din partea Mișcării Populare, câte un membru. Da.
Băcaru Bogdan și Nelu Costel. Asta e propunerea noastră. Domnul Costu Roșii. Vreți în economic. În economic și domnul Nelu la agricultură. Ce este părerea? Nu, că domnul Ivan nu era la agricultură. Era la comisia pentru... Nu știi să cântăm. Activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport și cultură. Asta este Măcar Bogdan aici, da. El e în comisia economică. Da. Așa. Dați continuitatea la ce trecem. La comisia... Pune și citesc din nou, nu? După cei care... Butucaru Sorin, Ionel Gheorghe, Apostu Dorel, Bacaru Bogdan, Osoro și Ion. 1, 2, 3, 4, 5. Da, am notat și la comisia economică. Da. Ok. Bun. Schimbări se pot face și pe parcursul mandatului. Comisia 2. Ia liber să facă. Comisia 2 pentru agricultură. Dacă ai dat de inginer mecanic, atunci mă duc la... La cultură, nu? Da, e bine. Nu. Să puneți la vot. Comisia... Comisia... Domnul președinte, pentru agricultură. Ați ajuns la vot, avea? Ați ajuns? Da, domnule, dar n-am putut să fac. Domnule, suntem trei din asta. Câte unul la fiecare comisie, n-am bătut. Dar care este? Deci, dacă o luăm în ordine, deci pentru post ne stați cu toți în ordine. Păi, dar doamna a spus clar, fiecare după profesiunea lor. Nu știu cum fac din politică, așa am zis. Da, dar văd că s-a respectat. S-a respectat tot, era configurația. S-a respectat. Configurația, deci noi pe ultimul lor. Nu, ce? Păi suntem, PNL-ul, PMP-ul e pe aceeași. Au avut un singur consiliu din prima și au primit câte unul la două și voi. Care trebuie să vă mulți, suntem doi și doi care trebuie. Dar votul e mecanic și până la... PNL-ul a luat votul mai multe ca PNP-ul. Păi dacă luăm așa. Ce dragi? Nu, nu, nu. Nu suntem de acord. Să punem la vot. Să punem la vot. Cine e de acord? Păi... Să punem la vot ce vom fi mai mult. Fiecare comisie. Pentru agricultură. Ghinez Dumitru. Da. Vântură Robică. Boacă Leonard. Floroiu Constantin și Ungureanu Vasile. Domnul Nienu. Domnul Pui. Nu, vreau să la cultură, domnule. Puneți de la 2 miști, de la peste, vă puneți la... Nu, domnule, e o propunere. Da, domnule, o scoateți pe domnul... Domnul Agricultură. Domnul Floroiu la agricultură și la cultură domnul Ungurean. Și trecem pe... Nenu Constantin aici. Da. Și așa complicat. De la dumneavoastră de la PSD. PSD Ghineț, da. Dumitru și Vântură Romica. Noi ne-am făcut orientare, câte doi în fiecare comisie, mi se pare echitate. Așa, din șase. Aia vine... Boacă Leonard, Nenu de la Mișcarea Populară, Boacă Leonard de la PNR și Floroiu Constantin, Costică, pardon. Băi, vă spun, nu am fost corect, dar mă gândeam. Chiar s-a văzut. Acum 20 de ani sunt vorbim. Acum 20 de ani îmi ziceați Costică. Și acum vă s-am gândit. A trezut pe Carlinta, a trezut pe Carlinta. Vezi ce șef bun ai avut? Costică scrie în buletin. Credeam că vorbești cu diminutivul. 10 ani, 10 Costache. O vreau Costică. Dar cu cine poți vorbi decât cu un băiat simpatic? Hai, dar așa nu se poate. Bun, și ultima? Mă rog pe noi ăsta, atunci am văzut. Dacă am ales, și la cealaltă comisie mai avem Gabor Marius, și cu Prundoiu Damian, din partea PSD-ului, da. Și aici am mai rămas. Apostul Dorel nu mai este ca a trecut așa, Ungureanu vine, nu? Petrișoare. Petișor Claudiu, am trecut aici, și în locul domnului Osoș, care a trecut la economică, vine... Boacă Francis. Boacă Francis la cultură? Deci, da, pe aia rămas. Păi de aici cine au rămas. Deci cine au rămas, doamne? Un inginer mecanic nu face cultură. Un inginer mecanic meserie. Adică 34 de ani. Consiliul local dumneavoastră, de ce este de aceea va ne adunat astăzi? Aici nu decide nici eu și nu decide nici domnul secretar. Acum eu aș face schimb să trec la cultură și să vină în Boacă Francis la economică, dar văd că nu. Nu, la mers. Lasă, doamne, că nu pășesc. Poți să vii și la economică, că nu se supără. Ne mai schimbăm.
Dar nu, domnule, orice Consiliu poate să facă asemănătul și în schimbă în altă comisie. Ce e așa? Eu, dacă eu la voia să trebuie să nu mă gândește, dar și pentru ce o acum. Toate ședințele comisie să fac ușe deschise. Adică la orice studenteamnă nevoie de el, nu am proiect. Hai că-ți la cultură. Ce mai este la președerea la economică? Eu cu domnul inginerul Nenu. Să gândească fiecare ce studiu, dar să acorde locul la celălalt. Mai citesc o altă comisia, mai citesc o altă comisia de cultură, da? Da, formală sunt domnul Ilanian. Economic. Trebuie să cedeți locul cel care nu are. Eu am studii în domeniul economic și lucrez în domeniul. Și eu la fel. Ar trebui să cedeți locul cineva care nu are studii în domeniu și... Comisie numai din 5. Așa ar trebui să ne gândim toți, nu toată lumea are studii în domeniu. Să alegem pe ceva mai bun și mai bun. Eu am, de exemplu, eu vorba la 4 de asta mi-am lucrat tehnician șef din colo în transportul. Ce caut eu la agricultură? Da, aici am rămas. Nu ni treaba. Lemnele cu ce se cară, domnul Boacă? Lemnele cu ce se cară? Cu mașina, nu? Păi vezi, cu ce te duci la sfârșit? Păi nu, cu mașina. Da, trec la cultură, poate știi să cânt. Gata, lasă că nu e nicio supărare. Nu se suprapune grila, dacă vrem să mergem numai pe specialități, fiecare în domeniu, nu suntem numai din trei domenii. Suntem din mai multe domenii, fiecare are... Da, doamnă, și de-acum a spus în asta, deci, până la agricultură, nu este doar agricultură, acolo se... Dar nu e numai agricultură, am agricultură. Votizat-o noi cu singur cuvânt. Da, 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 și asta e discuția. Cuvântul agricultură nici nu e. Sunt niște probleme acolo destul de dificile. Urbanism, protecția mediului înconjurător, dar cu acestea nu o face. Eu am fost acolo 8 ani președinte de comisie. La comisia asta am fost 2 mandate președinte de comisie. Am scris la procesul verbal de... Comerț, piața. Păi acolo sunt, știți, niște probleme. Dar este așa cum o să... E format de mai înainte. Da. Păi astea sunt comisiile, eu sub forma vot, așa cum au fost modificate și așa după... Dar le-am scris aici. Mai citim o dată. E timp de... Economică, Butucaru. Să nu stăm acum. Butucaru, Ionel, Apostul, Dorel, Vacaru, Bogdan și Osul Roșimon. Comisia așa zisă de agricultură, Ghinez, Dumitru, Vântură, Romică, Boacă, Leonard, Florul, Pestică și, am zis bine acum? Da. Da. Și Neniu Costel. Constantin. Ai el ăsta-i Costică să n-ai... Așa, Gabor Marius, s-a treia comisie. Gabor Marius, Prundoiu Damian, Ungureanu Vasile, Petișor Claudiu și Boacă Franța. Faceți schimb dacă... Nu mă supăr dacă mă dea legă, mă duc și... Eu am o mică propunere, ca să nu stăm să o lungim așa la nesfârșit, vai de mine. Și știți bine, cei care ați mai fost mai ales, problema asta ne-am lovit și în mandatul trecut și la vreo 2 ore am tot schimbat. Deci, se poate, hotărârea dumneavoastră, înțelegerile dumneavoastră... Încă n-am supus, dar deci am citit-o dată. Am zis, au fost niște propuneri, s-au făcut modificările care imediat au venit oportune. Haideți să-i dăm drumul așa, că nu e... Așa, nu-i bătăm cu ei, nu-i lipit cu scoși. Da, zici eu. Supun la vot. Cine este pentru comisia așa cum ne-am stabilit acum. Dacă o să dorim să mai schimbă, ne mai schimbă. Cine e potrivă? Potrivă? 1, 2, 3, 4, 5, 6? 5. Dar 5 pe 6. 5. Da, cine e potrivit? Cine e potrivit? 6 mâini. 6. Deci 9 cu 6. Deci se aprobă în forma propusă. Bine, sau numărul de vizionare, dar nu, lasă, că nu trebuie să fim așa. Nu te faci prima și șapte și una din... Da. Prima ședință de comisie... Deci fiecare comisie își va alege un președinte și un secretar. Pe bază de faceți un proces verbal, așa. Alegeți și o să redați ca să știu să... Acum, în încheiere, vreau să vă spun niște lucruri.
citiți un pic regulamentul organizației și funcționarea. O să mai am de lucru. Da. O să mai lucreze așa, da. Dar mai găsim eu am. Eu vi-l dau din plan, care va fi modificat, sunt niște termeni, niște ani, care zile care nu 25, 20 de la validare și așa mai departe. Niște termeni care s-au parcurs de atât. Trimiterea viceprimarului s-a modificat, da, față de... În principiu, ăsta este ceea ce am aici. O să-l primească fiecare... Ce sarcini are comisia, ce sarcini are președintele de comisie, ce sarcini are secretarul de comisie. Când, cine convoacă comisia, care sunt procedurile și așa mai departe. Trebuie să vedeți, să le vedeți acolo, nu mai uită să facă, ce că nu-i care. Fiecare vine cu amendamentul care îl consideră și scotează și scotează și scotează și la regulament. Dar, domnul președinte, trebuie să alegeți procedurile. Domnul președinte, trebuie să vă mulțumesc în ghilimele că după 5 mandate, unul de viceprimar, da, și 4 de primar la rând, nu mi-ați dat și mie cuvântul. E, cred că nu e dacă, lipsit de bun stil. Da, nu s-a terminat așa din dacă, nu mai, pe asta. Dacă iese nevoie... Eu nu mai iau cuvântul, dar cred că să meritam. Meritam după 20 de ani de activitate să... Dar vă invităm acum. Nu, mulțumesc frumos. Continuă că am greșit, dar consilierii trebuie să zice, mă las pe urmă, vreau să vorbim. Asta este procedura. În toate ședințele, cine vrea să vorbească, ridică mâna și spune, vreau să mă strâng cu președintele de ședință care va fi el, va nota acolo și va da. Am să vă rog să votați acum ziua în care se va desfășura de regulă ședința ordinară. Până deci mandatele trecute a fost penultima, a fost penultima joi din lună. Și asta rămâne. Dar ultima joi din lună, nu-i bun? Și bun și a fost o motivație a doamnei contabil. Sau ultima vineri. Deci să vă explic care a fost motivația. Că așa a fost ultima vineri. Mai vreau să fie vineri. Motivația doamnei contabil în ultimele zile nu are tipul fix necesar și problema de indemnizații, de bani. Adică dacă vreți să luați mai la sfârșitul lunii, cam așa a fost o explicație atunci. Și a zis, e bine să fie undeva pe la... Pe luni. Așa. Vinerea. Vinerea, dar nu zis, oștii care sunt angajați, aici oamenii stau la rând acolo și noi servim pe oameni care vin o adevărință. Nu are, deci nu sunt repercusiuni. Vinerea e scurt, că nu e vreo. Nu e, după mine nu e. Vinerea vrea să mai facem dimineața. Dimineața vin oameni după primar. La ora 2. La ora 2. Sigur. La ora 2. Nu dimineața. La ora 2. La ora 2. Dar să știu să scriu un regulament. Regulamentul. Să punem la 2. Dar la două, dar mai sunt probleme care trebuie întrebat salariații. A trebuit să au fost salariații, n-a fost să-mi dați cu aici. A trebuit să-mi ceați mereu de la serviciu. Mai încep. Așa că... Nu mai trebuie să continuăm. Joia, vă rog să vă înscrieți. Cine dorește? Domnul președinte. Am să mai propus treaba asta și să vedem. Și unde a fost legislatura trecută. La 3 luni de zile să se țină reședința de Consiliul la Căminul Cultural din 3 luni ca să poată participe cetățenii din comună.
s-a mai propus și în legislatura noastră trecută cealaltă. Domnul Pică și noi am fost de acord din 3 în 3 luni de zile să dăm seama la populația acolo în fața cetățenilor în Cămin Cultural. Ce s-a făcut, ce nu se poate crea în raport, ce să dăm seama. Tot acolo e domnul primar. Eu vorbesc mai popular așa. Mai... Nu dăm cu darea de seama. Nu suntem în epoca cealaltă. Deci convocarea ședințelor ordinare le face domnul primar, dacă dumnealui spune acolo. Eu am făcut o propunere, da, deci s-a mai făcut propunerea asta, ca să vadă, să fim transparent, să vadă tot omul de acolo, să nu mai auzim că ce dracu fac consilierea că nu fac nimică, pentru ce iau bani consilierea. Se vede acolo, o să vadă acolo. Da, ședințele sunt publice. Domnul primar, vreau să vorbească cu președinte. Da, poftiți, pentru transparență și pentru că suntem la început de mandat, mă gândesc să vă propun să continuăm cu filmările în continuare, dacă sunteți de acord. Ca să pun. Contractul a fost făcut de domnul primar Osuloș până la... Până acum, așa, da. Așa că trebuie să renoim contractul. Dacă sunteți de acord să renoim contractul, avem transparență suficientă. Sigur. Gândindu-mă, putem face ședințe extraordinare sâmbătă, putem veni oricând, nu e nicio problemă și sperăm să facem și o sală mai mare de ședință și asta, e mică, într-adevăr. Poate cu ajutorul vostru... Și cu elanul tinerilor să sperăm și cu, știu eu, cu experiența noastră să aducem bani, poate reușim să facem o sală mai mare și de cununii și de ședințe, pentru că chiar ne îngrămădim. Da, chiar ne îngrămădim acum, ce să mai vorbim. Și de aia mă gândesc că e bună propunerea, dar dacă transparență avem, că acum am văzut și la tineresc cât a prins YouTube-ul. E adevărat, bătrânii nu vrea. Asta vreau să spun. Dar, dacă filmăm pe YouTube, să vede orice și nu mai... Domnul primar, scuzați-mă. Nu toată lumea are YouTube și nici asta cu... Are tineretul și umblă pe toate astea. Dar bătrânii, în general, spun, și deja a început, nu bărbări, spun. Domnule, vrem să vedem și noi cum să... Cum să organizăm, cum să facem o ședință publică. Asta vrem. Că spun și la început, bacă să facem... La Drăghici, bag la Gălățanu, bag cu Rocodul, bag cu Rocodul, să vadă toată lumea să înțelegem cu mine. Asta e discuția, domnule. Am fost. Cine mai dorește ia cum aveți? Da. Dacă nu, poftiți, domnule. Mulțumesc frumos, domnului președinte. Pentru cei care nu mă cunosc, mă numesc Claudiu Petrișor. Sunt la primul mandat, sunt cel mai tânăr, nu știu, la nivel de județ, de țară, dacă există un tânăr. Adică ce vârstă ai? 25. Deranjat de tânăr. De ce m-am implicat eu în politică? Nu mă interesează culoarea politică, chiar dacă am aici o insignă. Vreau ca, începând cu ședința următoare, culoarea politică să nu mai conteze, să privim interesul cetățeanului. Sprijinul nostru va fi pe proiecte. Nu contează cine inițiază, nu contează partidul. Pentru noi contează proiectul. Dacă este în interesul cetățeanului, îl vom susține cu toată puterea noastră, nu doar numai să ridicăm mâna, ci să și ne implicăm. Dacă domnul primar binevoiește, poate să facă uz de calitățile și capacitatea mea și să-mi accepte defectele și să-mi atragă atenția. Vreau, de cel puțin din partea mea, va exista implicare. Acum depinde de dumneavoastră, colegi din Consiliu și de angajați din cadrul primăriei și a domnului primar. Vă doresc tuturor o implicare rodnică și să fie în folosul comunității. Mulțumesc! Cine mai dorește să ia cuvântul? Dacă nu mai dorește nimeni, invităm doamna delegat din partea Prefecturii Județului Bacău să ne spună câteva.
Mă bucur că mă aflu astăzi aici alături de dumneavoastră. Ce pot să spun acum la început de drum, pentru am înțeles că sunt foarte mulți consilieri locali nou, adică că n-au mai practicat această profesie, să le spun putere de muncă, iar cei mai în vârstă care au experiență să-i susțină și să-i îndrumă acolo unde este cazul. Și cât mai multe proiecte, bineînțeles, pentru atragerea de fonduri europene, acolo unde este cazul și unde se poate, iar Comuna Oituz să înflorească, să prospere și să auzi numai de bine. Putere de muncă în continuare și mult succes. Bineînțeles, atât consilierilor locali, cât și domnului primar nou ales. Și felicitări, bineînțeles, și domnului fost primar, domnul Osoloș, pentru ceea ce a făcut pentru Comuna Oituz. Mulțumim mult! Mulțumesc și celor care au participat la această ședință și declarăm închisă lucrările. Succese multe! 29 iunie! Prima ședință!